Vestea reînființării Dunării Giurgiu de către municipalitate este salutată de către foști sportivi care au activat de-a lungul timpului în cadrul clubului. După ce asociația Clubul Sportiv Municipal Dunărea va primi certificat de identitate sportivă, vor începe cu siguranță și selecțiile pentru secțiile sale. Unul dintre sportivii emblematici pentru fosta echipă de fotbal Dunărea, George Șansmare, ar fi de acord să revină acasă dacă va fi solicitat și să pună umărul la noul proiect. Spune că singurul lucru de care un astfel de proiect are nevoie pentru a avea succes este seriozitatea. Sincer, m-aș întoarce, de asta am și rămas cât era Dunărea atâția ani, pentru că sunt giurgiuvean, mi-a plăcut să mă simt bine acasă, dar important este să fie un proiect de durată și să se vrea ceva, nu doar vorbe, să promită ceva și restul să muncim noi degeaba. În ziua de azi și să muncești degeaba nu ai tragere. Desființarea echipei de fotbal, ca și a celorlalte secții, au făcut ca sportivii și antrenorii fie să renunțe la carieră, fie să-și găsească angajamente în afara orașului sau a județului. O parte dintre aceștia așteaptă doar un semn pentru a se întoarce acasă.